Cercetează-te, popor. Iată mică și aleasă turmă, căci m-am prezentat în vie și am privit la fiecare starea lor spirituală. Am văzut multă neghină și greu doar puțin era. Pe aici colo cât un fir se mai zărea. Am să încep în scurtă vreme o triere în popor, căci nu pot să mai suport judecată între voi. M-am uitat la pomul vieții și la rădăcina lui. Le-am făcut o analiză și am văzut multă mândrie. Mai era și lăcomia, furtișagul și minciuna, prea curvia, judecata, necredința și alți pui de farisei care omora copacul. M-am coborât să stau cu tine de vorbă, dar tu n-auzi, nu-mi simți fiorul și ușa inimii rămâne încuiată. Dar eu, Iisus, insist să bat și altă dată. Cât oare voi mai bate la ușe încuiate și cât voi suferi pentru încăpățânarea voastră? O, poporule, cât oare veți mai rătăci pe cale? Oare nu vedeți semnale care anunță deșteptare? N-auziți zgomote de arme, nu vedeți calamități și dezastre naturale și atâtea amenințări care spune de slușit că venirea mea se apropie pe nori de slavă? V-ați culcat pe o ureche și chiar două mulți din voi și nu mai vedeți că sunteți orbi spirituali și morminte văruite. O, de ați putea înțelege durerea mea de tată pentru copilașii mei, nu ați mai sta la porci hrănindu-vă cu roșcove. Israele, grăbește-ți pasul, căci gongul veșniciei sună. Făceți-vă rost de o inimă înțeleaptă și intrați mai mult în odăiță. Apleacă-ți genunchi în rugăciune și cheamă-mă cum nu m-ai mai chemat, căci vreau să-ți păl veșmântul cu sânge sfânt, imaculat, și mântuirea-n dar să îți ofer. Dar depinde doar de tine cum răspunzi chemării mele, căci eu, Dumnezeu, nu forțez pe nimeni să-și petreacă veșnicia în rai cu mine. Tu ai urechi și ochi și totuși tu n-auzi și nici nu vezi că sunt un Dumnezeu gelos și fără de legea n-o accept. Te chem la post și rugăciune și caută să te sfințești, căci înaintea mea
trebuie să fii găsit cu greutate. Eu am dat totul ce-am avut ca viața ta să o câștig. De aceea, Israele, sfințește-ți viața, nu trăi în compromisuri. Fă-ți curat în visterie, ca eu, Iisus, un de lemn să torn, să-ți las o vie cercetare și mai apoi tu să mă vezi. Amin, amin.